Începem astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu o nouă serie intitulată Meditația Săptămânii, fiindcă se pare că va trebui să stăm mai mult timp ca de obicei acasă. Este bine să petrecem timpul acesta cu folos, nu pierzând vremea cu emisiunile de la televiziune sau răsfoind ore în șir internetul, ci adâncindu-ne în cuvântul Domnului și meditând la el. Aceasta este adevărata fericire pe care o găsește cel credincios în apropierea de Domnul și de cuvântul său, prin rugăciune sinceră, nu impusă de vreo lege proprie, ci din inimă, și prin a medita la ceea ce este scris. Am decis să adaug și eu încă o fărâmă la această masă duhovnicească, pentru că atunci când ne hrănim cu cuvântul său, inima noastră se întărește în har și astfel vom putea să facem față mai ușor la toate dificultățile care vin din faptul că trăim cu adevărat zilele de pe urmă. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom posta o meditație săptămânală din Sfintele Scripturi, menită să ne zidească sufletește și să ne întărească în credință în aceste momente grele prin care trecem. Prima astfel de meditație este chiar despre Cuvântul Domnului și vine din Psalmul 1, în care este scris, voi citi mai întâi primele două versete, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Poți fi fericit chiar și într-o vreme ca aceasta? Scriptura afirmă că da. Iar întrebarea care se pune, cum se capătă această fericire? În primul rând, fericirea adevărată se capătă ajungând la mântuire, printr-o pocăință reală, și prin credința din inimă, ceea ce va duce la o schimbare radicală a vieții, numită de Domnul Isus naștere din nou. Un astfel de om, care devine o făptură nouă în Domnul, duce o viață curată. Fără a se chinui pentru aceasta, este deja normalul lui, este forma sa naturală de a trăi în separare totală față de păcat. Un astfel de om născut din nou nu se duce la sfatul celor răi, spune aici în Psalmul 1, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Cred că este un lucru important să ținem cont în mod practic de aceste lucruri raportat la zilele noastre. Ce înseamnă a nu te duce la sfatul celor răi, a nu te opri pe calea celor păcătoși și a nu te așeza pe scaunul celor batjocoritori, raportat la zilele noastre, la ceea ce trăim acum, la aceste vremuri dificile. Cred că acest lucru se poate referi și la a privi la tot felul de talk show-uri la televiziune sau pe internet, în care oameni care nu-L cunosc pe Domnul își dau cu părerea despre ce se întâmplă acum, căutând tot felul de explicații și propunând tot felul de soluții, atât în ceea ce privește lucrurile care au loc în țara noastră, cât și în exteriorul ei. Nu înseamnă că nu trebuie să fim informați, dar culegerea acestor informații nu trebuie să ne ocupe prea mult din timpul nostru, pe care, dacă vrem cu adevărat să fim fericiți, ar fi bine să-l dedicăm cuvântului lui Dumnezeu. Așa cum este scris în versetul 2, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Iar aici nu este vorba, bineînțeles, de a citi Biblia din obligație sau de a-ți face vreo porție fixată printr-o lege a ta sau a altora, ci de plăcerea pe care o are omul născut din nou de a petrece timp în fața Sfintelor Scripturi. Tot regele David spunea, să vină peste mine îndurările tale ca să trăiesc, căci legea ta este desfătarea mea, este plăcerea mea cea mai mare. Aceasta era bucuria lui de a sta înaintea cuvântului lui Dumnezeu și de a primi în felul acesta îndurarea lui Dumnezeu și viața care vine prin cuvântul său. De asemenea, tot regele David spunea aceste cuvinte, dacă n-ar fi fost legea ta, desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Viața pe care o dă Dumnezeu vine prin cunoașterea sa, care este descoperită în cuvântul său, denumit aici legea lui Dumnezeu, este o referire la întreaga Scriptură, nu doar la legea lui Moise. Cuvântul Domnului, dragii mei, este plin de bogății ascunse, dar la fel ca și cele mai prețioase diamante, trebuie să sapi mult ca să ajungi la ele. De aceea, pasul următor, după cel de a citi din Scriptură, este de a medita, de a cugeta profund la cele citite.
Încă o dată, în același sens, tot regele David ne este cel mai bun exemplu. El spunea aceste cuvinte în același psalm 119: mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Era vorba de a se gândi profund, de a se adânci în cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, tot el spune: îmi întind mâinile spre poruncile tale pe care le iubesc și vreau să mă gândesc adânc la orânduirile tale. Nu era superficialitate în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu în viața regelui David, iar el este cel mai bun exemplu și pentru noi, cei care îi slujim lui Dumnezeu în vremea aceasta de pe urmă. De asemenea, de această dată în Noul Testament, este o indicație dată de către apostolul Iacov, care vorbește despre aceeași fericire pe care o putem găsi prin meditația profundă, prin a cugeta la cuvântul Domnului. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Iacov 1:25. Așadar, poți fi fericit în aceste vremuri grele? Răspunsul este cu siguranță da. Și este o singură formă de a găsi fericirea în mijlocul tuturor acestor dificultăți ale vieții, petrecându-ți timpul citind și meditând profund la cuvântul Domnului. Un astfel de om nu doar că nu se va teme, dar va găsi mângâiere în Scripturi și va înțelege sensul divin al tuturor lucrurilor care se întâmplă în jur, găsind astfel pace, chiar și în mijlocul celei mai aprige furtuni. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit, spune Scriptura în Psalmul 1, versetul 3. Domnul să ne ajute să fim astfel de oamenii săi, care să ne adăpăm din izvoarele vii ale cuvântului său și să aducem roadă pentru veșnicie. A lui să fie toată slava în veci. Amin.